Bine v-am găsit, stimați telespectatori ai televiziunii 6TV și a emisiunii Umanismul Transformării, sigur o emisiune enciclopedică. Și acest spațiu deschis pe care ni-l dă termenul enciclopedic ne permite astăzi, într-o zi în care ninge, s-a schimbat vremea, într-o zi în care se schimbă guvernul, într-o zi în care starea noastră de spirit este în continuu schimbare datorită realității continue, așa, în transformare, noi sigur ne ocupăm astăzi de obiecte zburătoare neidentificate. Așa se întâmplă câteodată. Poate că este mai bine să ne îndreptăm atenția în altă direcție decât să suferim din pricina vremii sau din pricina decadenței sau a vremurilor, spune invitatul meu. Dar cine este invitatul meu? Îl cunoașteți. Este doctor în matematică Dan Farcaș, președintele Asociației de Studiere a Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate, un prieten al emisiunii noastre și al dumneavoastră, probabil personalitatea cea mai competentă din țara noastră în materie legată de ufologie. Așa că o să-i dăm cuvântul invitatului nostru ca să intrăm în subiect, să nu pierdem timpul, să aflăm cât mai multe informații de la domnia sa, să putem avea la ce gândi, la ce medita și să scăpăm de realitatea directă și câteodată neconvenabilă. Domnule Dan Farcaș, mulțumim că ați venit în emisiunea noastră. Mi-ați prezentat așa cum să vă spun, un punctaj care ar însemna emisiunea de astăzi. Noi ne-am propus, să știți, vreo 10 emisiuni, adică un fel de serial. Și atunci, în fiecare emisiune, vom avea un punctaj pe anumite teme. Să ascultăm punctajul de astăzi, să vedem la ce ne referim. Da. Îmi face plăcere să fiu din nou aici la 6TV și să mă întâlnesc cu telespectatorii fideli acestui post în legătură cu faptul că astăzi discutăm despre OSN-uri. Așa cum ai spus, subliniez că este un capitol. Deasupra noastră se petrec niște lucruri absolut fantastice și nu le putem nici măcar un pic înțelege dacă nu acordăm măcar fiecărui fenomen măcar un răgaz de oră, să spunem, ca să vedem despre ce este vorba. Data trecută, pentru că am avut o primă emisiune deja din acest serial și voi recapitula în câteva propoziții, am discutat despre faptul că atunci când faci niște calcule, ținând cont de mărimea Universului, de compoziția Universului, de vârsta Universului, de modul în care au evoluat lucrurile în univers, ajungi la concluzia că în mai multe locuri, nu foarte multe, dar în mai multe locuri, trebuie să fi ajuns niște civilizații la nivelul la care suntem noi acum, în urmă cu 1 miliard de ani, sau mai mult chiar. Dacă acum 1 miliard de ani au ajuns în stadiul în care suntem noi acum, după încă 1 milion de ani, să spunem, de evoluție, 20, fără îndoială că au descoperit alte legi ale firii decât le cunoaștem noi și fără îndoială că au descoperit cum pot să se plimbe fără opreliști la foarte mari distanțe. Ei, deci, există o probabilitate enorm de mare ca ei să fie ajuns aici pe Pământ încă acum 100 de milioane de ani,
acum 500 de milioane de ani, nu știu când, dar în orice caz au ajuns aici. Întrucât Pământul era un loc extrem de rar al vieții, fără îndoială că ei au și rămas aici ca să ne, nu spun supravegheze, să aibă grijă de noi. Deci ceva de genul acesta. Ei, despre această grijă am putea să discutăm de-a lungul a 10 emisiuni. Cum se manifestă, de ce este, ce ar putea să aștepte de la noi și așa mai departe. Cineva ar putea spune, sigur că da, ceea ce ai povestit este o teorie bazată pe niște calcule, dar teoria asta nu are niște fapte prin care noi să o putem valida. Se știe că de cam de prin 60 tot caută astronomii, că toți au presupus că trebuie să fie niște civilizații vechi. Și le tot caută cu radiotelescoape, cu diverse alte mijloace, calculatoare cât în cap. Cu mijloacele primitive pe care le avem acum, aș putea spune, exact, în raport cu civilizații. Evident. Da. Caută semnale radio, ceva, niște miracole cosmice, nimic. Da. Și atunci au spus, probabil că suntem noi primii. Prin calcule se poate arăta că pentru a fi noi primii, e cam așa ceva, asta am discutat și data trecută, de parcă de trei ori la rând am câștigat lozul cel mare la loterie. Deci este total neverosimil. Nu putem fi noi primii. Și dacă suntem printre primii, tot sunt cu sute de milioane de ani alții înaintea noastră. Deci, și atunci o să întrebe și totuși unde sunt? Că nu-i vedem. N-a fost adus niciun laborator, ceva ca să... Eu încerc să afirm că aici pe Pământ noi avem cel puțin 5, dar mai multe tipuri de dovezi că ei sunt aici deasupra noastră. Aceste tipuri de dovezi sunt însă atât de magice încât dacă le vedem, nu ne vine să credem ochilor. Nu le recunoaștem. Exact. Da. Arthur C. Clarke, care a fost unul din cei mai mari scriitori SF, suntem de acord, și în același timp nu era de acord cu OZN-urile, că ar fi niște nave cosmice venite de pe alte planete, în paranteză fie zis, avea el motivele lui și eu le înțeleg foarte bine, nici eu nu prea sunt de acord cu această variantă. Ei bine, el spunea, manifestările unei civilizații care ne-a depășit suficient de mult, nu le-am putea deosebi de miracole. Deci, e un citat celebru al lui. Ei bine, aceste miracole se petrec în jurul nostru, din când în când, sub diverse forme. Una dintre forme este fenomenul OZN. O să spuneți, da, sunt și... Asta este viziunea generală. Da. Sunt niște oameni care atunci când se închide berăria, puburile, atunci plecând acasă așa bine dispuși, mai văd niște lumini pe cer și au impresia că au văzut cine știe ce. Deci, am auzit și la case mai mari, spunându-se foarte apăsat acest lucru. Din cauza asta aș vrea să mă refer mai puțin la genul ăsta de observații. O să mă refer și la așa ceva. Dar vreau să vă asigur că OZN-urile sunt printre lucrurile care preocupă extrem de mult militarii din toate țările. Am un bun prieten
care mi-a spus, deci e clar, OZN-urile, în măsura în care sunt făcute din metal și zboară și au figurile, sigur sunt o armă a uneia dintre părți. Ceea ce este o prostie, între noi fie vorba, pentru că OZN-urile se observă, sunt observate deja de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Atunci au fost prima dată văzute multe cazuri, în așa fel încât a intrat în conștiința publică. Or, de aproape 80 de ani, dacă se tot observă, dacă ar fi fost o armă a uneia dintre părți, nu știu, a nemților, a rușilor, a chinezilor, americanilor, bien sûr, în atâtea războaie câte au purtat, ar fi evidențiat. Ar fi avut un avantaj zdrobitor asupra inamicului cu o astfel de armă. N-a ieșit în nici un teatru de război așa un obiect. Deci ele niciodată n-au fost văzute pe un câmp unde jos se omorau oamenii. Sau a fost văzut, dar neintervenind în treaba aceasta. Deci nu puteai să spui că e de partea unuia sau a altuia. De ce nu vrea opinia publică să recunoască realitatea acestor OZN-uri? Simplu. Noi am fost învățați, și asta o să fie una dintre discuții, cu abordarea materialistă a lucrurilor. Deci, undeva în secolul XIX, știința materialistă a avut niște succese atât de formidabile, electricitatea, etc., radioul, încât am ajuns la concluzia că, iată, am găsit calea, singura cale potrivită, singura cale bună de a cunoaște realitatea. Or, între timp, mai ales în ultimele câteva decenii, s-au înmulțit fenomenele care nu răspund la această paradigmă materialistă a științei și atunci știința cu sârguinciozitate le mătură sub covor. De ce? Păi știința spune un lucru. Dacă vrei să-ți recunosc faptele cu care vii tu, adu-mi-le aici să le pot examina sau să poată să le examineze orice sceptic. Știu eu pe unul care nu crede în așa ceva, până nu aduce aici obiectul, el nu crede. Sau să-l băgăm într-un laborator, să-l cercetăm. Deci, dacă nu-l poți aduce la dorința unui sceptic, dacă nu-l poți băga într-un laborator, fenomenul nu spune știința că nu pot să-l examinez, e dincolo de competența mea. Nu, spune că nu există. Deci, iată, asta este un lucru care începe din ce în ce mai mult să enerveze pe cei care se ocupă de fenomene psi și așa mai departe. Dar să revenim la OZN-uri. OZN-urile sunt un astfel de caz. Cineva a făcut o numărătoare într-o carte care a apărut în 95, o persoană extrem de competentă, o să mai revin asupra lui, a fost responsabilul cu OZN-urile din Ministerul Apărării al Marii Britanii. Nu oricine. Și care la un moment dat a primit permisiunea să scrie o carte. Și în cartea aia scrie, zice, estimarea noastră este că au fost făcute vreo 13 milioane de observații pe întregul mapamond. Ce probabil că ele sunt, vorba aceea, ca și ăla cu pabu și nu știu ce, lampioane chinezești,
Eu însumi am filmat mai multe OZN-uri care sigur nu sunt OZN-uri. Sunt obiecte foarte curioase care pluteau pe cer. Dar zice, 5% sunt OZN-uri adevărate care nu pot fi identificate. Aștia sunt cam 650.000. Nu e glumă. Deci, și aș vrea să dau două exemple de OZN-uri ca să înțelegem și atitudinea omului de pe stradă, deci nu numai a științei. Între 83 și 87, la nord de New York, se întâmpla din când în când următorul fenomen. Să rugăm regia să ne dea filmulețe, nu? Nu. Nu, încă nu. Cam... O să, da? O să fie un film, o să vină niște filmulețe absolut spectaculoase, dar puțin mai încolo. Mai încolo. Navetiștii care plecau din New York spre suburbii, spre casele lor, pe o autostradă, vă dați seama cum sunt acolo autostrăzi, de-a lungul râului Hudson, au văzut, venind deasupra autostrăzii, noaptea era, ceva care a fost descris ca un ca o structură plină de lumini colorate, mare cât un teren de fotbal. Alții că trei terenuri de fotbal, alții cum cât un portavion. Cum apreciat fiecare, da. Da. S-a blocat circulația, oamenii au coborât, au făcut fotografii, au făcut filme. S-au dat telefoane de la casele de pe marginea, așa, la poliție, se întâmplă, uite ce se întâmplă. Poliția, da, știm, am primit. Ulterior, mii de rapoarte scrise de la cei care au fost acolo. Și... Ai auzit de cazul ăsta? Pe nu, nimic. Nu. Da. Deci, garantez că niște respectatori afară de cazul, care frecventează adânc literatura ufologică. De ce? Să vă spun ce s-a întâmplat ulterior. Panică. A venit un ziarist și a spus probabil că a fost un dirijabil care a fost... Deși erau rafale de vânt de 50 de kilometri pe oră. N-avea cum să fie un dirijabil. Au căutat autoritatea aeronautică a controlat toate aeroporturile din toată zona. Niciun dirijabil nu fusese pe acolo în perioada aia. Nu că, poate că au fost avioane ușoare. Nu aveau cum să staționeze. Deci găseau toate explicațiile posibile ca să elimine adevărul. Adevărul. Da. Și marile agenții de presă nici n-au preluat. Marele ziare, numai ziarele locale și cu asta s-a închis. Deci am dat un exemplu și să mai dau încă unul. În același sens, cu deci din cauza atitudinii populației sau a oamenilor, a mentalităților. În 97, deasupra orașului Phoenix, Arizona, capitala statului Arizona, a trecut un obiect triunghiular enorm cu niște lumini. Au fost sute de martori în Phoenix care au depus mărturie. Cum a văzut fiecare, da. Și s-a spus că probabil că toți ăștia au fost niște aiuriți. Iar persoana care s-a ocupat să strângă aceste și-a periclitat serviciu. A spus că asta sunt aiureli de care uite ce se ocupă în loc să se nu știu ce. Să se ocupe de serviciu. Da. Însă, cineva din Congres la Washington a prins ideea și a pus o întrebare. Ce s-a întâmplat totuși? Guvernatorul statului Arizona a fost obligat să facă o investigație,
la capătul investigației o conferință de presă și l-a adus în conferința de presă pe șeful lui de cabinet, care era un tip de 2 metri, deghizat în extraterestru și păzit de un polițist alături. Da, da, da. Și că ăsta e făptașul, l-am descoperit. Da. Toată sala a râs. Și, pe urmă, el ce a mai spus? Zice, am întrebat peste tot, nimeni nu are un răspuns. Vă mulțumesc. Peste 10 ani, când se aniversau, 10 ani de la această întâmplare, tot acolo, el este intervievat. Deci, el făcuse două mandate de guvernator și acum era altceva. Și spune, zice, când am auzit de treaba asta, am auzit la radio sau la televizor. Și zice, am ieșit imediat din casă și am văzut, a trecut deasupra mea. Era ceva imens. Înfricoșător. Ce bine, dar la conferința aia de presă, zice, când ești într-un post public, normal, trebuie să fii foarte atent ce spui, pentru că mass media poate să-ți distrugă într-o clipă credibilitatea. Deci, iată, asta e atitudinea marelui public și a mentalităților noastre. Și aș mai putea să povestesc, însă nu vreau să ieșim din timp. Vreau să trec aproape exclusiv la militarii care au fost în permanență îngrijorați. Începând cu un obiect care a apărut deasupra de Los Angeles în 42 și au fost noaptea. Au fost 1 milion de martori care au ieșit din case pentru că s-a dat alarma. Toți credeau că e un nou atac japonez. Erau niște obiecte la vreo 3000 de metri altitudine, există raportul dat de generalul Marshall, ăla cu planul, cu nu știu ce, către președintele Statelor Unite. Deci, raportul există, în care spune cu deamănuntul ce s-a întâmplat. S-a tras cu tunurile, au murit din cauza schijelor de la obuze, au murit nu știu câți dintre aia, gură cască. Obiectele alea stăteau acolo și de la o vreme au plecat alene. Deci, astfel de fenomene au fost în tot timpul războiului, au fost și după război, au fost în 46 în Scandinavia, cel puțin 1000 de cazuri. Toți credeau că poate că rușii au pus mâna pe ceva de la nemți. Deci, începând din 47, armata americană, există documentele acum desecretizate, niște generali corespondând ei între ei, cei din aviația militară, spuneau, zice, nu e vorba de o iluzie sau de o ficțiune, ceva zboară cu adevărat. Ce și trebuie să vedem ce este. Au înființat un prim proiect cu niște specialiști. Ei au spus la sfârșit, există o singură explicație, extraterestri. În clipa următoare au desființat proiectul și i-au împrăștiat pe aia cât au putut, au înființat un al doilea proiect, care a spus, nu există OZN-uri. Erau învățați de la primii. Au desființat și al doilea proiect. În sfârșit, al treilea proiect a început să adune cazuri și au adunat până în 69 vreo 12.600 de cazuri, care au fost explicate, trase de păr. Aveau și un astronom care a fost angajat timp de 21 de ani ca să explice ce se întâmplă, G. Allen Hynek, și până la urmă omul a recunoscut. Și, domnule, nu mai sunt în stare să demitizez toate, pentru că sunt niște cazuri care nu pot fi explicate. Și a ieșit din jocul ăsta și a devenit omul de bază, este omul care a stabilit expresii cum ar fi întâlnire de gradul 3 și așa mai departe. Deci de la el provin toate astea. Dar el a fost angajatul armatei pentru treaba asta și a avut aceste 12.000 de cazuri pe mână. Deci el știa niște lucruri. Cam 700 și ceva n-au putut fi explicate în niciun fel. 5%. Deși erau extraordinar de bine documentate. Deci
nu pot spune că n-a văzut suficient timp sau că ăla care l-a văzut a fost un nepriceput. Erau ofițeri sau polițiști care erau antrenați să vadă niște lucruri. Dar în 69 s-a petrecut un lucru foarte interesant. S-a spus, armata a dat un comunicat oficial, public, nu ne mai interesează acest subiect. Am constatat că nu este o amenințare la adresa țării noastre, deși prea văd eu cum puteau să constate așa ceva. Odată ele continuau, nu ne mai interesează. Peste câțiva ani a ieșit la iveală că cineva a spus, un general, dar cele cu adevărat importante vor urma și pe mai departe acea cale pe care o știm. Deci cele sensibile erau raportate deja pe o... separat. Erau raportate separat. Da. Ei, dar armata, ori de câte ori era întrebată, cei cu OZN-urile, nu ne interesează ceea ce populația, marele public, a interpretat, probabil că e ceva care nu există. Vedem după pauză ce există sau dacă nu există. O mică pauză, stimați telespectatori. Telespectatori, ne întoarcem la fascinantele OZN-uri și la mult înțelepțitul Dan Farcaș. Da. Rămăsesem că timp de 50 de ani, sau aproape 50 de ani, de la 69 până în 2017, s-a spus, armata nu este interesată de fenomenul OZN, armata americană. Da. De unde populația a tras concluzia că nu e ceva important, poate că nici nu există așa ceva, iar marile ziare ale New York Times, Washington Post și așa mai departe, refuzau să publice știri despre. Or, a fost o lovitură că în 16 decembrie 2017, New York Times publică un articol în care arată că Pentagonul recunoaște că a cheltuit milioane de dolari și relativ recent ca să afle ce sunt OZN-urile. Hai să spunem că ar fi fost un zvon. Cel de la Pentagon, purtătorul de cuvânt, a spus da, e adevărat. Dar știți, am oprit aceste proiecte. No. Dar deja ei aveau interviu făcut cu fostul șef de proiect, care a spus, eu mi-am dat demisia în octombrie 2017 din Pentagon și pot să vă spun că proiectul a continuat, finanțarea proiectului, într-adevăr, s-a oprit în 2012, dar proiectul a continuat. Deci, ce proiect? Militarii și de data asta... Au apărut și filmulețe. Da. Militarii, adică în mod special militarii din aviația navală a Statelor Unite, deci cei de pe portavioane, enervați de întâlnirile pe care le aveau cu OZN-urile, făceau rapoarte la Pentagon. No. Și acolo era o echipă care trebuia să răspunde la următoarea întrebare. Oare este o nouă armă a rușilor? Sau a chinezilor? Da, da. Și spune că erau niște momente îngrozitoare. Deci asta spune șeful de proiect, care încă o dată a plecat de acolo,
tocmai pentru că nu mai suporta o anumită atitudine. Între 2008 și 2012, un senator american, fostul președinte al majorității democrate a Senatului, a spus, da, eu am fost cel care am declanșat finanțarea acestui proiect ca să aflăm ce sunt OZN-urile acelea care interferă cu aviația noastră. Și omul a spus, și nu-mi pare rău nici astăzi, el acum nemai fiind senator, au făcut un interviu cu cel care a beneficiat de banii ăia. Erau 22 de milioane de dolari. Cunoscătorii o să spună, e un mizilic. Așa au spus toți. Dar mizilicul ăla s-a dat unui grup de 40 și ceva de cercetători, sigur, pe diverse termene, doctori în științe și așa mai departe, cărora li s-a pus la dispoziție material înregistrat cu radare și cu alte mijloace, inclusiv persoane care au fost rănite prin contactul cu OZN-urile. Absolut toate informațiile, deci apropo de, atenție, paburi, absolut toate informațiile venind din surse militare și au fost secrete. Deci nu mai e glumă. Și încă o lovitură, acest șef de proiect, Luis Elizondo se numește, n-a fost singurul care și-a dat demisia din Pentagon. A mai fost și unul care a fost un fel de adjunct al unui secretar de stat pe apărare și au mai fost și alte personalități de acolo și care au depus mărturie cât stres era în Pentagon când veneau noi astfel de înregistrări și acest șef de proiect a reușit să desecretizeze trei fragmente. E pentru prima dată că oficial Pentagonul dă publicității trei fragmente de înregistrări făcute cu radare și radare, nu orice fel de radare, radarele cele mai performante care pot fi montate pe un avion, în care se vede cum urmărește avionul. Imaginile, da? Aici se pot vedea. Sunt trei fragmente pe care le poate găsi o persoană interesată pe YouTube. Ele au fost puse pe YouTube de către o anumită asociație. Nu mai intru acum în detalii. Ele se numesc, au o poreclă fiecare, Gimbal, FLIR, FLIR 1 și Go Fast, cu spațiu între Go și Fast. E bine, între, acum arată niște poze, dar filmulețele, dar acum filmulețele cu radarul sunt filmulețe înregistrate direct și care se vedeau de către piloți. Aici este un caz, chiar cu un caz românesc, cu Mihai Viteazu, care a văzut un OZN. Da? În 1595. Dar da. Poate o să discutăm și despre acestea. Interesant. Ar trebui filmulețele să vedem. Filmulețele arată cum radarul încearcă să prindă OZN-ul, la un moment dat îl prinde și pe urmă îl urmărește. Deci astea sunt poze în continuare. Deci nu-s filmulețe? Da, nu le-am discutat. Da.
Da, sigur. Mă rog, o să vină și filmulețele la un moment dat. În același timp, același New York Times a luat autorii articolului din New York Times au luat interviu și pilotului care a fost într-una din aceste cazuri, care acum iarăși era scos la pensie și care a povestit, da, am fost acolo, am văzut cu ochiul liber obiectul. Deci, după ce l-a văzut pe radar, a ajuns la fața locului. Da. Deci, iată, acum se văd... Să comentăm. Da, și... Las telespectatorii să urmărească... Deci, ăla e un ecran de radar, nu? Fenomenul în derulare. Așa. Deci, se vede... sigur, radarul merge și în infraroșu și în vizual... Și poate să schimbe din pozitiv în negativ, depinde cum se vede mai bine. Și în filmulețele care sunt pe YouTube, se arată și ce reprezintă diverse inscripții de pe marginea ecranului. Ceea ce vreau să subliniez încă o dată, Pentagonul a recunoscut că aceste filmulețe n-au fost modificate în absolut niciun fel. Ele sunt numai decupate din filmul original și date ca atare. Deci sunt lucruri cu care se confruntă armata americană. Și iată că armata americană dintr-o dată recunoaște nu numai că există, nu numai că este... urmărește aceste fenomene, dar că este și îngrijorată. Și că nu știe ce sunt, odată ce a cheltuit milioane de dolari, și ei recunosc, la capătul acestor cheltuieli, n-au un răspuns. Răspunsul singur este, nu sunt rusești, nu sunt chineze. Nu știm ce sunt. Deci, iată că fenomenul OZN nu este o glumă. Da, spuneți-mi, acolo ele sunt deasupra Pământului, nu? Deasupra norilor, ele, nu? Deci, aici e vorba de niște radare montate pe avion. Deci, și montat pe avion, radarul când prinde obiectul, atunci poate dirija avionul după obiect, ca să nu-l piardă din vedere. Deci, este un radar care, odată ce a prins obiectul, îl ține în focus și îl văd două persoane din avion. Pilotul și cel care are armamentul, cel care are mâna pe trăgaci. Deci, de ce să nu-l piardă din vedere? Ca atunci când trage, să meargă direct în acel obiect. Evident, nu pentru OZN-uri a fost inventată această metodă de a urmări ținta, dar de data asta urmărește OZN-ul. De asemenea, vreau să mai adaug că OZN-urile acestea au fost văzute timp de 2 săptămâni. Aici a fost desecretizat un document elaborat câțiva ani mai târziu. Acest caz despre care vorbesc a fost desecretizat, sigur, cu oarecare întârziere, așa se obișnuiește. A fost din 2004. În 2009 s-a elaborat un document sau s-a terminat elaborarea unui document care analiza întregul caz și spune că timp de 2 săptămâni obiectul acesta s-a jucat de șoarecele și pisica cu portavionul Nimitz și cu niște vase mari care erau în jurul portavionului și care toate erau pline de radare mult mai puternice decât cele din avion, care pot să vadă la 100 de mile o minge de golf. Deci nu glumă. Hai să revin. Acel pilot care a văzut cu ochiul liber spune că obiectul avea mărimea unui avion de vânătoare și semăna cu o bombonică tip tic-tac, ca formă. Da, da. Și de atunci se spune OZN-ul tic-tac. Așa a fost numit. De fapt, era tot o farfurie. Și care
Zice, în clipa când avionul s-a îndreptat către el, zice, a făcut o mișcare și a dispărut cu o viteză de care nu este capabil niciun obiect fabricat pe pământ. Da. Iată, deci, că de data asta există foarte multe aparatură, foarte multă aparatură capabilă să înregistreze astfel de apariții. Nu mai suntem în epoca bețivului care se uită pe cer în drum spre casă. Deci, astea sunt dovezi. Da. Ce... Bineînțeles că scepticii de serviciu, probabil că a fost un avion și era luminat în vreun fel. Gazele de, mă rog, din motor au fost văzute ca un obiect fierbinte și, deci, elucubrații, pentru că de data asta, fiind văzut din multe locuri, inclusiv cu ochiul liber, nu mai poți să negi mărturiile atâtor oameni. În paranteză fie zis, acești aviatori care zburau de pe portavion făceau exerciții, ultimele exerciții, pentru a fi trimiși în Golf, în războiul din Golf care se derula atunci. Și acest pilot, care a văzut OZN-ul, s-a făcut mișto de el, nu știu ce, dar pe urmă a fost trimis în Golf. Deci, a fost multe cazuri în care piloții care au spus că au văzut OZN-uri și-au pierdut credibilitatea. Au fost trimiși la vizită medicală și așa mai departe. Acest pilot a fost trimis în Golf ca fiind unul în care putem avea toată încrederea. Deci, iată că este acest caz și probabil că nu mire pe nimeni că în lumea bună a ufologiei din 2018 jumătate din comentarii s-au referit luând ca bază, ca punct de plecare acest articol din New York Times. Bine, pe urmă au apărut alte articole. De pildă, am spus că a fost o persoană care a plecat din Pentagon și care a avut funcții extrem de înalte și acces la niște secrete. A fost adjunctul unor... Era foarte aproape de ministrul apărării. Și el a publicat în martie, parcă, anul ăsta, un articol în Washington Post. Deci, alt ziar foarte serios. Zice, OZN-urile continuă să zboare, dar Pentagonul nu dă semne de îngrijorare. Cam așa a fost titlul articolului. Și întreabă de ce. Răspunsul stă tot în ceea ce a declarat la o conferință de presă ulterior același șef de proiect care a condus. Zice, în momentul în care noi spuneam despre niște OZN-uri, nu sunt rusești, nu sunt chinezești, nu știm de unde sunt, nici ale noastre nu sunt, nu știm de unde sunt, fiind vorba de un caz care până atunci i-a nebunit pe oameni, zice, unii izbucneau într-un râs nervos, alții erau, zice, pentru că scăpau de un stres. Stresul, zice, e enorm în cazurile astea. Alții spuneau, m-am gândit la așa ceva. Dar, zice, circa 30%, e vorba de militari din Pentagon, nu erau în stare să proceseze. Deci refuzau să vorbească, să se gândească la acest subiect. Pentru că nu mai rămânea decât o singură variantă. Și tot el a spus, asta încă la în interviu pentru New York Times. Atunci când s-a oprit în 2000,
2012 finanțarea proiectului, ci pentru că rapoartele au continuat să vină ulterior, decât că nu s-a mai finanțat întrebarea ce ar putea fi. Și oprirea s-a făcut inclusiv din, citez, motive ideologice. Deci anumite persoane din Pentagon au spus nu mai finanțăm acest proiect, lasă că în timp de 4 ani n-a scos la iveală nimic. E ca și cum au pierdut banii. Exact. E, da. S-au făcut nu știu câte, 20 și ceva de rapoarte, a câte 500 de pagini fiecare, etc. Ei, de fapt, urmăreau două lucruri. Două lucruri voiau să știe. Unu, cine a făcut asta? Și n-au aflat răspunsul. Da. Doi, asta e mult mai important, doi, am putea oare să reproducem în avioanele noastre performanțele pe care le au aceste OZN-uri? Da. Și au ajuns la concluzia că, sigur, că am putea încerca să explicăm cumva, dar nici vorbă să le putem reproduce. Da, da. Și atunci s-au enervat și au spus, tăiem. Ăia care erau cu problemele ideologice, zice, s-ar putea să fie niște fenomene diavolești. Bineînțeles, da, da. Discuții personale în... Da, și zice, n-am vrea să fim amestecați în chestii de genul acesta. Oamenii sunt religioși. Da, da. Deci, ce ar putea fi dacă ia un om de pe stradă, nu e rusesc, nu e chinez, nu e american, dar zboară. Ce este? Păi lucrătura diavolului. Da, da. Atenție! Eu am întâlnit în România un caz, am vrut să-l examinez cu o doamnă care era foarte bună în regresie hipnotică și mi-a spus, mi-e frică să mă bag în cazul ăsta. De ce? Dacă e lucrătura diavolului. Era vorba de o regresie hipnotică pentru un caz OZN. Deci, ideea nu este numai a unuia sau altuia. Este destul de răspândită. Și asta este o altă explicație pentru rezistența pe care oamenii o manifestă, ar prefera să fie orice. Orice prostie. Da. Dar nu ceva nepământean. Pentru că asta ne înspăimântă, ne terorizează ideea asta. Dar interesant cum au introdus totuși diavolul în povestea asta, știi? Diavolul, păi, un om care nu are... Deci, extraterestri nu există. De ce? Pentru că nu sunt pomeniți în Biblie. Punct. Păi atunci ce ar mai putea să fie? Bine, nu sunt pomeniți cu termenul ăsta de extraterestru, da. Încă o dată. Că dacă, da. Mă refer la mentalitatea unei părți din omenire. Deci iată că ori nu mai avem mult. Da. Dar vreau să spun că fenomenul i-a preocupat în egală măsură pe ruși. Da. Deci Andropov, care a fost șeful KGB-ului și pe urmă a ajuns și președintele URSS-ului. Dar când era încă șeful KGB-ului, în 78, a declanșat două proiecte, SETKA-MO și SETKA-AN. Un proiect militar și unul al Academiei AN, Academiei Nauca, deci Academia de Științe. Amândouă să vadă ce sunt OZN-urile și dacă le putem reproduce. Deci, și au strâns cam 3.000 de rapoarte până în 90. Rușii. Da. Și în 90 le-au desecretizat, zic ei, nu-i sigur că au desecretizat tot, 10% inexplicabile. Da, da. Nu știe lumea că în 73
s-a semnat un acord între Statele Unite și URSS pentru evitarea declanșării unui război nuclear din greșeală. Articolul 3 prevedea, în caz că una dintre părți observă un OZN, și care ar putea să ducă la confuzia că e o rachetă, că putere, nu știu ce, da, imediat să anunțe partea cealaltă. Deci, iată că există în Marea Britanie, au fost desecretizate 52.000 de pagini. Tot așa, dintr-un raport de ăsta uriaș? Într-o primă fază, după care s-au mai desecretizat nu știu cât, după care e sigur că au rămas nedesecretizate altele. Dar din ce s-a desecretizat? Două cazuri de piloți care au primit ordin să deschidă focul asupra OZN-urilor. Avem în România, am stat eu de vorbă și cazul este și pe YouTube, că s-a dat la o televiziune, am stat eu de vorbă cu pilot, acum am pensie, care a primit ordin să deschidă focul nu asupra OZN-ului, alături, ca să-l oblige să aterizeze. Deci, undeva între Arad și Timișoara. Deci, iată că există nenumărate astfel de cazuri și părerea mea este că merită măcar încă o dată să mai vorbim despre cazurile OZN, despre cele din România, despre cele din celelalte țări și despre multe altele, așa că... Da, sigur că o să vorbim, dar am reținut povestea cu Araci Timișoara, adică în spațiul acela, ce s-a întâmplat? A apărut un... Un OZN? Da. Mare cât un teren de fotbal. De mult sau... În 66-67. Omul are acum 90 de ani. Gândiți-vă la cazul ăla retezat pe care l-a studiat și tot între Arad și Timișoara s-a prăbușit... Mergea la Timișoara. Mergea la Timișoara. Până la retezat, da. Deci asta era mai degrabă între Oradea și, și Timișoara. Deci pe zona aceea. Era un exercițiu. Două avioane, acum dacă m-ai provocat, două avioane făceau un exercițiu. Și unul dintre avioane a primit ordin să tragă, în celălalt s-a fofilat, chit că era comandorul. Da. S-a fofilat și a plecat la distanță. Eu aterizez că nu mai am combustibil, că nu știu ce. Și ăsta a primit ordin să deschidă focul. Când s-a apese pe trăgaci, obiectul mare cât un teren de fotbal a dispărut pur și simplu. Da, da. La care ălălalt, care era la distanță mare, zice, e în spatele meu. Formidabil, da. Și atunci spune, încearcă să-i cază în spate, nu știu ce, povestea s-a terminat deasupra de Belgrad. Cine este interesat în cartea aceasta poate găsi povestea întreagă și multe alte povești asemănătoare. Da. Oricum, stimați telespectatori, vă spunem povești adevărate aici, să știți. Absolut. Chiar dacă deci, este... pilotul acela militar român, Mihai Bărbuțu îl cheamă, e din Arad, încă trăiește. Da. Nu spune baliverne. Trebuie să terminăm acum. Deci o frază de final. Noi nu spunem baliverne, la fel ca și pilotul de la Arad. Deci este un prim indiciu că cineva deasupra se joacă puțin cu noi. Se joacă cu noi, da. Suntem mici, așa, ca să ne gândim în raport cu Universul, dar suntem mari în intențiile noastre de a cunoaște adevărul, de a vi-l comunica și dumneavoastră. Ne străduim, studiem împreună. Până data viitoare vă doresc o zi frumoasă. La revedere, iubiți telespectatori. La revedere. Mulțumesc, domnule Farcaș.